Tehnica microblading este cea mai nouă în materie de stilizare a sprâncenelor. Imită foarte bine firul natural. Pigmenții folosiți sunt diferiți față de cei folosiți la tatuajul permanent. În ce constă această tehnică? În primul rând, nu trebuie să vă radeți sprâncenele. Tehnica se face manual cu ajutorul unui pix special și o lamă fină de unică folosință. Durata procedurii este în jur de 3 ore sau mai puțin. Vă întrebați dacă doare? Răspunsul este unul simplu. Ca la orice tehnică de înfrumusețare, există un pic de durere, dar nu este o durere insuportabilă, ci seamănă cu durerea unui pensat. Trebuie să țineți cont că fiecare om are un nivel diferit la durere, însă știți cum se spune, baba rabdă la frumusețe. Vom folosi mai multe metode. Microblending-ul, care a apărut recent, dar de fapt are ceva vechime, a apărut recent la noi în țară, și micropigmentarea, care se face din aparat. Vom învăța ambele tehnici. Care micropigmentarea din aparat se face pentru procedura de buze, nu? Eyeliner, adică tușul acela la ochi, și chiar putem sprâncene umplute dacă dorim. Dar ne vom axa mai mult pe tehnica microblending, pentru că are un aspect foarte natural și este foarte cerut la ora actuală. Procedura în sine... Cam două ore, pentru că cam o oră stăm cu anestezicul, cam 50 de minute, nu? Și procedura durează foarte puțin, de fapt. Mai mult, stilizarea sprâncenelor și obținerea formei ideale durează puțin mai mult. Nu trageți concluzii pripite imediat în caz că ceva vi se pare greșit. Așteptați o perioadă de timp să se vindece locul ca să vedeți sprânceana exactă. În cazul în care sunt ceva diferențe, acestea vor fi remediate la retuși, deoarece tehnica se execută în două etape. Micropigmentarea se face în două etape. Un tatuaj cosmetic se face, finalizarea lui este la a doua etapă. La retuș, practic. La retuș. Unde pigmentul se va stabiliza și vor avea forma perfectă. Îngrijiți-vă sprâncenele așa cum vă spune tehnicianul pentru un final foarte mulțumitor și fericit. Tehnica microblading rezistă în jur de 8 luni sau un an. Sprâncenele se șterg treptat. Depinde cu ce aparat este făcut. Dacă este făcut cu aparatul de microblending, atunci durează mai puțin, dar vă repet, aspectul este mai natural. Dacă avem dacă îl facem împreună cu aparatul de micropigmentare, durata este mai mare. După un astfel de procedeu, sprâncenele necesită o îngrijire? Deosebită chiar. Constă în protejarea de soare. Nu avem voie, pentru cel puțin în prima lună, de solar. Nu avem voie la solar. Trebuie să dăm un strat superior de cremă, dar nu e nicio problemă pentru că se va vedea foarte drăguț și nu se va vedea ca un tatuaj. Tehnica microblading este o tehnică nouă folosită și însușită în cadrul cursului oferit de profesional New Consult. Scopul machiajului semipermanent în general este acela de a înlocui rutina machiajului zilnic pentru a sublinia trăsăturile și frumusețea fiecărei persoane prin retușuri cosmetice delicate care pun în evidență atuurile, minimalizând defectele, oferind pe o perioadă determinată soluția unui machiaj profesional cu o durată de viață mai lungă. Teorie, dar nu neapărat, stilizăm și sprâncenele, dându-le forma, care este foarte importantă. În a doua zi vom face doar sprâncene și în a treia zi vom face tatuarea buzelor. La finalizarea cursului veți primi o diplomă de participare, având astfel dovada excelenței și performanței dumneavoastră.